haideți cu mine să auzim vocea străzii și să vedem ce ne spun oamenii astăzi. Credeți că învățământul din România este gratuit? Nu prea. De ce? Da, și nu. Învățământul în sine este gratuit, dar condițiile de care trebuie asigurate învățământului nu sunt gratuite pentru că trebuie să investim. A cui credeți că e vina, a părinților sau a cadrelor didactice? E împărțită oarecum. Da, pentru că pe de o parte nu li se asigură cadrelor didactice toate cele necesare și e nevoie de orice, de șervețele umede, de șervețele uscate la clasă, de la minimul necesar până la, nu știu, materiale pentru educație plastică, pentru educație muzicală, tot. Inițial nu prea este gratuit. Iar în ceea ce privește părinții, ei sunt părinți și părinți, ce să zic. E una, m-aș limita la un nivel mediu. Pentru că, bineînțeles, sunt copii la stat care nu au toate posibilitățile, dar, cel puțin în cazul fiicei mele, sunt părinți care cer foarte multe, care își doresc foarte multe și atunci ne supunem majorității, ce să facem. Adică nu ne mai uităm, avem, n-avem, e vorba de copil, întotdeauna copilul primează ce... Nu ne mai uităm la bani, ne mai uităm la ce presupune o anumită activitate. Vi se pare că învățământul din România este într-adevăr gratuit? Nu, nu este gratuit. Și chiar zilele trecute mă gândeam la faptul acesta cu școala după școală. Toți plătim contribuții, toți plătim de toate, dar când este vorba de a beneficia de școală după școală, la fel, toată lumea, nu. Pentru că se fac niște criterii de departajare, unii dintre noi nu ne încadrăm și atunci ne îndreptăm unde, că nu putem să îi lăsăm. Ne ducem către after school-uri care sunt private, altă soluție nu avem. Iar despre învățământ, nu, ni se cer caiete, ni se cer cărți, fișe, tot felul de consumabile, să le zicem. Și nu este vina învățătorilor, este vina celor care ar trebui să gândească lucrurile în așa fel încât toate să ajungă la elevi. Gratuit. Că așa era, știți cum se zice, și pe vremuri. Era totul gratuit. Dar nu putem să-i lăsăm needucați, ci facem eforturi. Fiecare. Mi se pare că învățământul din România este gratuit? Nu este și n-a fost niciodată gratuit. Tot timpul părinții au cotizat. Vi se pare o problemă chestia asta sau? Pentru cine nu are, e o problemă. Sunt și părinți cu posibilități, așa că nu aș vedea... Nu e nimic nou sub soare. Toate sunt vechi, dar noi nouă ne place să... A cui credeți că e vina? Vina... Nu știu dacă există o vină neapărat. Părinții ce vină au? Că nu se implică mai mult într-un serviciu, într-un dublu serviciu sau ceva. Ăștia care ne conduc, ce să spun eu despre ei? Vai staua lor! Credeți că învățământul din România este gratuit? Într-adevăr gratuit? Nu. Nu este chiar gratuit. Acum, față de vremurile când eram eu, și atunci cereau bani să duci pentru ceva. Acum, iară. Dar având în vedere costurile la stat, pot să zicem gratuit față de un învățământ privat. Și condițiile cu mult mai bune la stat și personalul mult mai pregătit de la grădinițele private. Eu spun din experiența proprie, că noi am avut și o trebuie să retragem. Cine credeți că este de vină pentru faptul că învățământul la stat nu este chiar atât de gratuit? Părinții, cadrele didactice? Păi, nu mai poate, dragă, nu mai poate statul susține chiar atât. Acum, având în vedere mâncarea și alte lucruri ce le trebuie la copii, dar... Eu zic că suportabile. Oricum, aici și când vin să facă poze de sărbători și așa, costă mai puțin decât la privat. Acum pot să vă spun că nu-i mare perioada de când așa. Deci, și incomparabil calitativ la stat față de privat. Atâta pot să vă spun. Vi se pare că învățământul de stat în România este gratuit? Nu. De ce? Pentru că până la urma urmei copilul meu este în grupa mare grădiniță, plătim. Bine, că plătești hrana. După aia, de fiecare dată lunar dăm fondul clasei, că nu există materiale date de către SA. Sau dacă există, nu le ajung sau sunt de foarte proastă calitate.
Eu, fondul clasei, am plătit anul ăsta 2023-2024 până acum 400 de lei și nu s-a terminat anul, clar voi mai da bani. Nu intrăm la cadouri, că astea sunt opționale dacă vrei să dai sau nu pentru doamnele educatoare. Că sunt mulțumită de cum lucrează cu copiii, clar, da, dar nu sunt primite de către stat. Deci noi plătim 4.200.000 lunar, hrana plus ce dăm la fondul clasei. Prietenii mele au copii la clasa 0, clasa 1 și toate manualele sunt cumpărate, nu sunt date de către stat. Deci clar investești bani, plus că și ei dau fondul clasei pentru diferite activități, pentru excursii sau se îi pune, nu mergem în excursie fără să vină și un adult. Tu clar trebuie să plătești locul tău, dar nu mai spunem cât este transportul de aici până la, până la muzeul copiilor, am dat 120 de lei, ceva de genul. Adică totul este scump, nu se pune nici de către primărie să zici că nu se pune transport pentru diferite activități. Cine credeți că este de vină pentru cine? Bineînțeles că sistemul și bineînțeles că legile din România și bineînțeles că fiecare primar, bine, aici ține de primăria capitalei, ține mai nu doar de primăria de sector, că trebuie tot să fie egal. Da? Ține de tot, pentru că nu sunt toate concrete, plus că le-au băgat materie peste materie, foarte multă, îi pune foarte mult să învețe, foarte multe manuale luate pentru o singură materie, deci totul, cine? Politicienii sunt de vină sau legile care sunt date, că nu sunt în beneficiu copiilor, mai ales că trebuie să-i formăm, că ei sunt generația care o să susțină, nu?